când ești tată de băiat, ai succesul garantat și norocuță asigurat. Mai ales să ai și doi, ești ferit de vânt și ploi, nu ți-e frică de niciun război. Of, când ești tată și ai băiat, în viață ai câștigat și norocul ți-e asigurat. Nu mai zic dacă ai doi, ești ferit de vânt și ploi, nu ți-e frică de niciun război. Eu am doi și amândoi sunt viața mea și ochii mei îi iubesc și mor de ei. Sunt o bombă, un vulcan, ce mai este bun să am. Tu trebuie să fii Carlos. Carlos, vii un pic aici. Avem și noi o surpriză pentru voi, voi. Numai că văd că Carlos nu vrea să vină aici alături de noi. Haide că uite, vine și el aici alături de noi. Ăla e pentru tine și pentru frățiorul tău. Avem o surpriză pentru tine. Avem fructe, avem dulciuri, baloane. Ia uite, ce avem pentru tine? Cu șampanie? Bun, șampanie. Avem și pentru tine baloane, tortulețuri. O să-l las eu momentan aici. Dar din partea cui credeți că venim astăzi cu toate lucrurile astea? Cine vă iubește mult? Mami și tati? Da. Păi și fata de-a vorbit cu noi? Cine ești? Deni? Da. Drăguța noastră, tu ai vorbit cu noi? Da. Ai văzut cine și-a trebuit toată surpriza? Nu mami cu tati. Surioara. Și mai e cineva, doamna, acolo, mai e? Cine să mai fie? Tot o fetiță. Colega aici da. De la școală? Avem Carlos prietenă ceva pe la școală? Rune, Carlos nu zice nimic. Dar cu cui parte mai crezi tu că mai e? Nu știu, să vedem. Dragii noștri, la mulți ani, cu ocazia zilei voastre de naștere, vă dorim să fiți sănătoși, fericiți, să aveți numai bucurii în viață. În această zi frumoasă, toată lumea să vă zâmbească, cei dragi să vă iubească și cei răi să vă ocolească. Vă iubim mult, cu drag, din partea Denisei, Rodica, Tita și părinții. Tita și părinții. Da, mă spui. Deci ei au vrut să vă surprindă astăzi frumos, să aveți așa o zi mai specială. A cui e ziua astăzi, a ta sau a lui Carlos? A lui Carlos. Și a ta? Tu cum faci noi ani 9 ani fete? A trecut? A, am înțeles, dedicat-o vouă. După care o să cântăm și la mulți ani. Da? Când ești tată de băiat, ai succesul garantat și norocul se asigură. Tati, hai cu publicul acela la băiat. Hai să-mi duc, băiat! La mulți ani, Carlos! La mulți ani! La mulți ani!
aia, miruind pe orice plan. Am un comandant, sunt capitan. Și pupicul la fiecare să unde. Păi nu că acum avem nevoie de tine. Sănătate, fericire și femei frumoase și cu bani. Bun. Și pupic. Stai că te dă niște eu, Dănuț, dă-ni. Și dumneavoastră să ne mai aduceți și tu șare. Bravo! Și tu aici, Anastasia. Și tu aici. Tare! Bravo! Aplauze cu toții! Bravo! Bravo, Carlo! Și fata! Și cum te simți la noua anișori? Bun, păi și cum să face surpriza de la mami și tati și dorința când suplași în lumânări opusă și legată de fata aia de la școală de a vorbi cu noi? Hm? Păi e corect așa? Ai gagică? Mai gagică și nu știm noi? Colegă. Haideți să lăsăm un pic tortulețul tău pe mamă. Sărbătorim aici, pe domnul Fonel. Unul pe neapă. Da. Dumneavoastră sunteți altul de sărbătorit al nostru. Eu nu știu, mi-a trecut o acestuia asta. Păi dar niciodată nu e prea târziu să spunem cuiva drag că îl iubim. Da. Și o mică atenție pentru dumneavoastră. Avem astăzi din partea vecinului că s-a gândit la dumneavoastră. Vecina de aici. Serios? Înseamnă că ai ghicit din prima, domnule. Bun. Vecinii. E bine. Din partea vecinii. Păi și vecina spunea așa cu foc că o iubește? Nu știu, eu cred că mă iubește mult soția asta mea. Nu. Ei, vecinii, soția. Avem o șampanie pentru dumneavoastră. Nu, dar nu place pe cuvântul. Ceva mai tare de pe cuvântul. De la Germania. Tortuletul dumneavoastră, de 46, de anișori. Frumos. Și un mesaj avem și pentru dumneavoastră astăzi. Stai puțin.
La copii. Doamna soție e de la dumneavoastră? De la copii. Nu, e de la vecina. La mulți ani, dragul nostru tată, îți dorim din suflet multă sănătate și tot binele din lume. Îți mulțumim pentru toate lucrurile ce le-ai făcut pentru noi. Îți mulțumim că ne-ai dat viață, ne-ai crescut, ne-ai educat. Îți promitem că îți vom fi alături mereu. Te iubim enorm, cu drag, copiii, soția și nepoții. Și vecina. Și vecina. Le mulțumesc frumos din toată inima. Să le dea Dumnezeu multă sănătate, fericire la toată lumea, la copii, la noră, la fete, la toată lumea. Bun, păi acum ia să... Meu soț, te iubesc cum te-am iubit niciodată. Și eu iar. Niciodată. Te-am iubit, te-am iubit niciodată. Bun, îmbrățișarea și pupicul. Ai... Așa. Păi nu așa, pupicul. Haideți să-i vedem cum trebuie. Așa. Le limba în gură, bă. A, păi nici nu l-a apucat, îl fă curățe pure. Primește-mi iubirea mea, mă rog la cer în orice dimineață, și-ți mulțumesc că mi-ai dat viață. Haideți cu pupici. Haideți. Dacă nu vreți să veniți să-l pupați. Că ne-ai crescut frumos și ne-ai dat o educație frumoasă și să-ți dea Dumnezeu multă sănătate, să-ți ai grijă de nepoți și să-ți crești nepoță și să ne înveți numai de bine cum ne-ai învățat și până acum. Multă sănătate, de-a cum să fie sănătos și să dăm iarăși cu și că-l iubim foarte mult. Să mai iau mai mult din nas, din inim. Dacă iubește. Dar nu avem voie să udăm ochișorii astăzi, păi ce face? Hai să vă dea Dumnezeu sănătate la gine, la tot, la fete, la toată lumea. De ce nu iasă? Hai pe grijă de copii. Băi, spune-i lui, nu spune mie. Sănătate! E cu noi, să fie sănătos, am mulțumit. Bun, îmbrățișarea și pupicul. Hai că ne lămuriși. Și de sare să plătească, domnul Gogu! Să plătească, domnul Gogu, de sare! Bine, vecina, da! Vecine! Bun! Domnul, și cum vă simțiți la 4-6 împliniți și demonstrați azi? Cum aveam 18 ani. Bun! Păi și e corect așa, surpriza de la copii și soție și dorința când o pusă răzvă gândirea la vecină? Nu prea mă gândi la vecină, că...
Vecina e mai tineră ca el și e ce frică lui vecinul. De vecina. Nu-i convine e că sunt mai tineră ca el. E cam mică mult. Numător, să le dea multă sănătate la nepoții mei, la nora mea, la băiat, la nevastă și la toată adunarea. Și la Ilaș din partea aia, și la Ilaș din partea alaltă, la fetele tinerii, nu spusei, la toată lumea. Să le dea multă sănătate, multă și fericire și noroc. 3, 2, 1 și... Când ești tată de băiat, ai succesul garantat și norocuță asigurat. Mai ales să ai și doi, ești ferit de vânt și ploi, nu-ți e frică de niciun război. Of, când ești tată și ai băiat, în viață ai câștigat și norocuță asigurat. Nu mai zic dacă ai doi, ești ferit de vânt și ploi, nu-ți e frică de niciun război. Eu am doi și amândoi sunt viața mea și ochii mei îi iubesc și mor de ei. Sunt o bombă, un vulcan, ce mai ies e forță cu de miro și aia. Și din partea mea, Costel Biju, dedicăm și noi cea mai frumoasă melodie pentru Mădălin Duduianu și băieții lui Forța lui, pentru Aian și Demiro Duduianu, cea mai frumoasă familie cu cei mai frumoși copii, doi băieți norocoși și valoroși, mă! Miruit de Dumnezeu, mă simt cu Demiro al meu, crește și o să fie ca un leu. Nu mai am și pe Aian, miruit pe orice plan, am un comandant și un capitan. Miruit de Dumnezeu, mă simt cu tenirul al meu, crește și o să fie ca un leu. Nu mai am și pe Aian,